Carmen, mulțumim. Speranțe pentru cuplurile care își doresc copii, dar nu-i pot avea. Ministerul Sănătății a anunțat că anul acesta va finanța în premieră un program de fertilizare in vitro. Deocamdată nu se știe care vor fi criteriile și nici care va fi suma maximă acordată. Ramona are 34 de ani și este jurist. De 4 ani ea și soțul ei încearcă să devină părinți. Am avut două sarcini extrauterine, una acum 4 ani și una acum 2 ani. Practic, în urma sarcinii de acum 2 ani, nu mai am niciun fel de șansă să rămân însărcinată pe cale naturală decât în urma unei fertilizări in vitro. Ca să ajute și alte femei aflate în situația ei, Ramona a devenit voluntar la asociația SOS Infertilitatea. Costul unei fertilizări in vitro este foarte mare și analizele medicale se ridică, adică între 50-90 de milioane. Procedura în sine pleacă de la 1300 la unele clinici, la alte clinici ajunge până la 4000 de euro. Tratamentul variază între 30-50-70 de milioane. Nu se știe deocamdată câți bani va primi fiecare cuplu care își dorește un copil. Preconizez undeva în primăvară că vom putea porni acest program cu criterii, cu categorii de vârstă, cine poate accesa, cum se face decontarea acestor programe. Deci bugetul lui, dacă tot mă întrebați, deși vă spun că final va fi în momentul în care publicăm normele, este în jur de 4 milioane de lei. În multe țări europene există program de fertilizare in vitro finanțat de la stat de ani de zile. În Franța, de exemplu, o femeie are dreptul la 6 încercări pentru a rămâne însărcinată printr-o astfel de procedură. În România a existat o tentativă de introducere a unui astfel de program în 2009, dar până la urmă nu s-au găsit fondurile necesare. În România se efectuează an de an aproximativ 5.000 de proceduri de fertilizare in vitro. Trei remarcat, cel puțin în ultima vreme, o incidență crescută a persoanelor peste 35 de ani care se adresează serviciului nostru, aproximativ cam 30-35%.